Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem de data aceasta cu titlul Tu și el sau ea încotro. Să vedem spre ce se vor orienta energiile din aceste cărți în ceea ce vă privește pe voi, cei care priviți acest videoclip în aceste momente și vă întrebați oare ce se va mai întâmpla cu voi în relație. Da, nu știu cum să fac astfel încât să fie mai bine, să se vadă mai bine. Da, sper că se vede destul de bine. Important este să se vadă, să fie cuprins toate cărțile. Așadar, spuneam, pentru aceia dintre voi care sunteți în relație, poate vă doriți să știți încotro se va orienta această relație voastră în perioada următoare. Sau pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, singure, în ruptură de partenerul sau de partenera voastră. Da, văd că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în viitorul apropiat în relația cu voi. Haideți să vedem, dragii mei. Iată că prima carte din această etalare vorbește despre faptul că cineva devine sau a devenit așa deodată disponibil, da, sau disponibilă în relația cu tine. Da? Se pare că această persoană, dragii mei, spre surpriza dumneavoastră, se va orienta din ce în ce mai mult spre voi în această perioadă, dorind să vă facă din ce în ce mai atenți sau atente la semnalele pe care vi le transmite. Da? De ce? Poate pentru unii dintre voi sau unele dintre voi această persoană nu a fost disponibilă până acum, nu știu, poate a fost angajată în alte probleme pentru a-și satisface alte responsabilități din viața sa sau poate a fost orientată spre o altă relație din viața sa. Dar iată că acum toate acestea s-au terminat și din nou această persoană se regăsește în atenția pentru tine. Da? De ce spun asta? Pentru că iată, această carte anunță faptul că această persoană devine disponibilă în ceea ce te privește în această etapă a vieții voastre și se pare că această ființă va dori să-ți ofere foarte mult suport în perioada aceasta și tu, dragul meu sau draga mea, să ai nevoie de acest suport. Da? Începând cu suportul emoțional până la nevoile principale pe care le putem avea, da, în viața noastră de zi cu zi. Hai să vedem și următoarea carte. Da, de asemenea cu această carte să știți că vreau să spun, veți avea o surpriză deosebită, da? Este ca și cum o nebunie totală se întâmplă în viața dumneavoastră, în sensul că trecutul vă va bate la ușă, da? În sensul că această persoană din trecutul vostru se va orienta spre voi din nou și așteaptă un semn de la voi, da? Așteaptă să vadă cum reacționați dumneavoastră, da? Așteaptă să vadă dacă îi deschideți ușa sau îi închideți ușa în nas. Hai să vedem ce veți face dumneavoastră, dragii mei, dragele mele. Iată că aveți parte de o poveste supra-romanticizată, da? Supra-încărcată, poate, unii dintre voi, da? Este clar că pentru unii dintre voi v-ați făcut așa o idee despre dragoste sau despre povestea voastră de dragoste, o idee apropiată de ceea ce se întâmplă în filme, da? Sau în visele voastre cele mai îndrăznețe. Și poate că unora dintre voi vă este greu să coborâți pe pământ, cu picioarele pe pământ, da, în momentul în care chiar vă întâlniți cu partenerul sau cu partenera voastră sau în momentul în care trebuie să luați o decizie vis-a-vis de relația voastră, da, sau trebuie să faceți ceva concret în această conexiune. Da, din acest punct de vedere văd că unii dintre voi, dragii mei, va trebui să coborâți cu picioarele pe pământ în perioada următoare, pentru că va fi nevoie de atenția dumneavoastră, va fi nevoie ca voi să puneți punctul pe ei în ceea ce privește această conexiune cu această persoană și va fi nevoie de răspunsul dumneavoastră. Da? Probabil că, iată, această persoană se întoarce în viața dumneavoastră și va avea nevoie de răspunsul vostru. O primiți înapoi sau ce facem? Mergem înainte cu această relație sau ne lăsăm pe gubaș și
își vede fiecare de drumul său. Da? Probabil că vis-a-vis de această chestiune va trebui să aveți puțin răbdare, da? Să vedeți cum pot evolua lucrurile între voi, da? Dacă ceva s-a schimbat în bine cu cealaltă persoană, da? Și așa mai departe. Tot felul de aspecte care pot conta în relația dintre voi în perioada următoare. Și hai să vedem, dragii mei, următoarea carte. Da, se pare că persoana voastră chiar are intenții serioase și intenții din cele mai pure în legătură cu tine, dragul meu sau draga mea, da? Această persoană chiar își dorește să te protejeze. Își dorește să te protejeze de tot ceea ce este rău în viața ta, își dorește să te protejeze de evenimente nedorite care pot apărea în existența ta. Este foarte clar cu această carte că amândoi vă iubiți extraordinar de mult și astfel încât vă temeți chiar la un moment dat sau la un anumit punct al relației voastre, da, intervine această temere a voastră cum că v-ați putea pierde unul pe celălalt, da? Din acest punct de vedere văd că unii dintre voi sau unele dintre voi, dragele mele, vă bucurați enorm de mult la reîntoarcerea acestei persoane în viața dumneavoastră, pentru că este exact ceea ce voi ați sperat să se întâmple, este exact ceea ce voi v-ați rugat să se întâmple pentru voi. Și acum, nu numai că vreți să dați o altă șansă acestei persoane, dar vreți să vă angajați cu totul în această relație, vreți să faceți tot ce ține de dumneavoastră, astfel încât totul să decurgă conform viselor dumneavoastră, conform aspirațiilor voastre în legătură cu această persoană. Da? Pentru că de la început se pare că v-ați focalizat asupra unui vis comun, da, alături de această persoană și acest vis comun încă nu s-a împlinit, dar vă doriți să se împlinească în continuare. Da? Următoarea carte, dragii mei, vorbește despre anumite diferențe care pot interveni între voi în această perioadă. Se prea poate ca voi doi să aparțineți unor culturi diferite sau unor credințe diferite, să aveți vârste diferite sau status diferit, da? Statut social diferit și așa mai departe. Poate că el sau ea are mai mulți bani decât tine, poate că are o situație socială bună, poate că părinții săi sunt foarte bine văzuți în societate și așa mai departe, poate că vine dintr-o familie foarte bună, da? pe când la tine nu regăsim aceeași situație favorabilă. Da? Dar acest lucru, dragii mei, această diferență dintre voi doi nu trebuie să stea împotriva voastră, da? Dimpotrivă. Această persoană trebuie să te ajute să te ridici, să te ajute să te simți la înălțime, indiferent ce ai face, pentru că oricum ar fi, văd că tu întotdeauna rămâi în picioare și mai mult decât faptul că rămâi în picioare, faci tot ceea ce ține de tine pentru ca să-ți fie ție bine în viața ta și celor care sunt angajați în relație cu tine, bineînțeles, acestei persoane, da? Da, pentru unii dintre voi, dragii mei, dragele mele, este posibil ca unele dintre aceste diferențe, da, să intervină sub forma unor discuții pe care să le aveți, nu știu, discuții care să înceapă de la nimica toată, da, gen diferența dintre vârstele voastre, da, poate că tu ești mai tânăr sau el e mai tânăr, tu ești mai în vârstă și atunci pot apărea, știți cum este, aparțineți oricum unor generații diferite și atunci este de la sine înțeles că pot apărea discuții în contradictoriu între credințele pe care le aveți și așa mai departe, da? Tot felul de lucruri care pot apărea între voi în această perioadă, dar bineînțeles că dacă voi vă iubiți atât de mult, acestea nu vor reuși să vă pună bețe în roate. Și hai să vedem și următoarea carte, dragii mei, iată că în următoarea carte vedem un cuplu care arată totuși atât de bine împreună, da, există el, ea și un copilaș la mijloc și totuși se pare că acest copilaș nu reușește să mențină flacăra vie între cei doi. De ce? Pentru că se pare că între cei doi dragostea s-a stins. Da? Dacă regăsiți această poveste, dacă vă regăsiți în această poveste de dragoste, dragii mei, da? Dacă sunteți o familie și familia voastră s-a destrămat în ultima perioadă,
Să știți că există o soluție întotdeauna, da? Și este foarte posibil ca în perioada următoare să găsiți și voi această soluție pentru a rezolva conflictul care a stat la baza separării voastre, da? De multe ori, cei doi angajați într-o asemenea relație, când este un copil la mijloc sau cel puțin un copil, da, găsesc o rezolvare de dragul acelui copil, da, de dragul de a rămâne împreună pentru acel copil. Și de cele mai multe ori trebuie să spun că această soluție este cea mai validă. Cea mai validă să fie urmată de către amândoi. Și cea mai importantă. Haideți să vedem și următoarele cărți, dragii mei. Da, iată că, din păcate, avem aici ideea existenței unei relații de, unei relații de trio între voi, dragii mei. Așadar, da, dacă ați avut parte de o despărțire de persoana voastră până nu de mult, să știți că s-a întâmplat din cauza că această persoana voastră a fost atrasă de către altcineva, da? Se pare că partenerul vostru sau partenera voastră a găsit atracție într-o altă persoană, într-o a treia persoană, și atunci, da, ceea ce avea cu voi, da, relația pe care o avea cu voi a venit în plan secund, da. Din acest punct de vedere, văd că ție această relație, da, a partener, această relație extraconjugală a partenerului sau partenerei tale ți-a provocat foarte multă suferință, dar acest lucru nu l-a împiedicat pe el sau n-a împiedicat-o pe ea să experimenteze ceea ce a avut de experimentat. Însă, da, cu prima carte din această etalare vedem că această persoană a voastră devine din nou disponibilă, așadar nu trebuie să vă faceți probleme pentru că, într-adevăr, ceea ce a fost exterior relației voastre nu avea cum să reușească, da, era doar o tentație, da, o tentație dintre multele tentații care pot apărea pe parcursul vieții într-un cuplu. Hai să vedem, da, exact cum spuneam, și iată că veți avea parte în perioada următoare de un nou episod de dragoste între voi doi, pentru că, da, într-adevăr, dacă au existat între voi neînțelegeri sau discordii, da, sau dacă a existat în interiorul dumneavoastră o întrebare sau cel puțin o întrebare pe care v-ați adresat-o în legătură cu partenerul sau cu partenera, da? Dacă el sau ea merită să fie așteptat de către voi sau dacă merită să-i mai acordați o șansă, bineînțeles că ați reușit să vă răspundeți prin intermediul intuiției voastre proprii. Și iată că această intuiție vă orientează din ce în ce mai mult spre a mai acorda o șansă acestei persoane și acestei relații, pentru că iată-vă pe voi în preajma unui nou început în dragoste, da? Văd că, într-adevăr, între voi doi există sentimente alese și aceste sentimente merită explorate și în continuare, da? Pentru că se pare că nu ați terminat ceea ce aveați de transmis unul altuia, da? Nu ați terminat ceea ce aveați de experimentat unul împreună cu celălalt. Da? Se pare că povestea voastră nu are cum să se fi terminat. Și iată că încă o carte se mai deschide către voi. Este Moartea și Renașterea. Într-adevăr, sunteți pe punctul de a spune la revedere unei etape care a fost mai dificilă pentru voi, unei perioade în care ați avut multe provocări din partea vieții, da, din partea partenerului, din partea partenerei, dar acum această persoană, iată, a devenit mult mai angajată în relația cu dumneavoastră, îi pare rău, sincer, de cele produse între voi, de cele care v-au făcut să vă separați și la un moment dat, și acum această persoană se întoarce la voi cu dorința de a începe, iată, un capitol nou, de a avea parte de experiența pe care nu a avut-o încă alături de tine și poate în unele cazuri și alături de familia sa, da, alături de copilul sau copiii săi.
Da, într-adevăr, dragii mei, văd că steaua voastră va străluci din ce în ce mai tare în perioada următoare și vă veți deschide spre un destin norocos în cele ce urmează. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că vorbim aici despre o persoană care trebuie să se elibereze de fostul sau de fosta. Da, probabil că această persoană a voastră trebuie să se elibereze de acea aventură din viața sa, da? Sau de fostul sau de fosta, pentru că acea persoană se pare că și-a tot băgat coada între voi în momente neprielnice pentru voi și atunci, da, s-au ivit aceste ocazii ca voi să vă despărțiți. Dar iată că a sosit momentul pentru această persoană a ta să se elibereze cu totul de această ființă din viața sa, care a existat la un moment dat în viața sa și care a produs o anumită influență asupra sa. De acum începând, această persoană a voastră nu va mai acorda nicio atenție acestei persoane, focalizându-se cu totul în direcția dumneavoastră. Da, acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de astăzi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!